Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit la o nouă ediție specială, Semn de Carte de Weekend. Ca de fiecare dată, așa cum v-ați obișnuit, vă prezentăm delicii culinare și culturale. Iar astăzi avem chiar, dacă vreți, un top al acestor delicii. E o propunere pe care ne-o face, ca de fiecare dată, somelierul Dan Chiș. Bun venit alături de noi, Dan! Bine te-am găsit, Bogdan! Și e o ediție de colecție, aș putea spune. Încheiem primul sezon și m-am gândit că ce ar putea fi mai... un bun semn de colocvialitate să celebrăm cu șampanie. Și când zic șampanie, zic șampanie. Franța. Nu orice spumant este șampanie. Haideți să intrăm un pic în zona asta, pentru că se confundă de multe ori băuturile. Așa nu e suficient să facă spumă, nu? Cu siguranță. Și o să trec doar pe scurt în revistă, pentru că avem multe de povestit despre cele două vinuri pe care le-am ales astăzi și despre farfuriile pe care le asortăm. Avem carte în lectura ta și înțeleg că vrei să-mi dai șansa. Abia aștept să văd ce ne prezinți și din punctul ăsta de vedere. Să citesc și eu dintr-un autor preferat. Revenind, aș preciza șampanie, numai spumantul realizat în regiunea Champagne, după metoda tradițională, dubla fermentare, a doua fermentare în sticlă. Chiar dacă este făcut în Franța, dar este în regiunea din vecinătate, chiar și la un kilometru, nu mai este șampanie. Poate fi un spumant, poate fi un crema. Italia, Prosecco, nordul Italiei, nord-est. Cava, toată Spania. Germania, Sect. Spumante de foarte bună calitate în Statele Unite, în Africa de Sud, în Australia și Noua Zeelandă, dar și în România. Nu răspunem însă șampanie, pentru că e denumire de origine controlată și atunci protejat. Vine doar din zona respectivă. Da, reprezintă identitatea zonei. În afară de... felul în care este vinificat, în afară de spumă, de bule. Ce are șampania altfel? E altfel? În primul rând, e teroarul. E vorba de partea de nord a Franței, e vorba de o climă continentală rece, e vorba de o regiune unde chiar, ca și în acest an, înghețul a provocat ravagii cumplite. Poate unii dintre cei care ne urmăresc au văzut în urmă cu ceva săptămâni în Franța, în diferite părți ale Franței, de la nord la sud, tot felul de focuri, vinificatorii, proprietarii de crame, cum încercau cu diverse mijloace, unele mai rudimentare, altele mai avansate, spre a încălzi, practic, vița de vie. Pentru a salva strugurii. A salva strugurii, altfel ar fi prăpăt. Mai este o influență acolo, vorbim de teroar, vorbim de sol, solul calcaros, cretă. Asta înseamnă că drenează foarte bine, dar în același timp reține apa, vița de vie, după cum bine știi, se întinde poate mulți metri sub pământ și reușește întotdeauna să se ghideze după apă. Și asta ajută foarte mult. Asta deci face un vin numit șampanie de mare calitate. Iar noi avem astăzi o marcă anume, avem o regiune anume reprezentată? Avem două vinuri calți, ca să zic, două șampanii Icon de la Pernod Ricard. Avem în deschidere un Perrier Jouët. Perrier Jouët, casă cu tradiție de aproape 200 de ani. Vorbim de o pasiune născută la vremea respectivă între un viticultor și pasionat de artă și de botanică pe numele lui Nicolas Pierre Jouët și frumoasa sa soție Rose Adelaide Jouët. Restul e istorie și e multă muncă și multă pasiune și etape în decursul timpului în care Perrier Jouët a devenit un simbol al celebrării, al colocvialității, al momentelor fericite, al unui spumant de calitate, a unui șampanii de top, care stă la mese de stele Michelin, dar foarte bine și la un grătar pe terasă cu prietenii, de ce nu? Ești foarte îndrăznesc cu grătarul pe terasă asociat cu Perrier Jouët, dar probabil că așa e. De ce e Grand Bru? Văd că scrie pe etichetă. Ce înseamnă această denumire? Avem un reprezentant al gamei clasic. Acolo avem un rosé, un blanc de blanc și acest Grand Bru. Practic e vorba de iconul, de eticheta, simbol al acestui producător. Deasupra acesteia mai este acel Perrier Jouët Fleur, cu sticla pictată manual și cu o întreagă poveste din perioada Art Deco. Am un spumant care este realizat, cum bine
Titu, nu știu dacă toată lumea, din cei trei struguri principali din care se fac șampaniile în regiunea Champagne, și anume Chardonnay, Pinot Noir și Pinot Meunier. Avem un 20% Chardonnay, câte 40% Pinot Noir și Pinot Meunier. Pinot Noirul practic are rolul de a asambla scheletul. Imaginează-ți, ai doma unei construcții. Chardonnay vine cu note florale și citrice. Pinot Meunier vine cu niște note fructate. Vorbim de un spumant, de o șampanie care vine din regiunea Épernay, din Côte de Blanc. Regiune renumită în special pentru Chardonnay. Eu ascult fascinat povestea acestei băuturi și aș asculta-o la nesfârșit, dar trebuie să mergem și la următoarea etapă a discuției noastre. Șef Ovidiu ne-a pregătit o gustărică numai potrivită pentru o șampanie. Ce avem aici? E un platou minunat. Avem niște tartine cu icre roșii, cu somon fumé, brânză de capră cu nuci și foie gras îndrăzneț cu o căpșună ușor caramelizată. Lasă-mă să-ți pun un pahar și în timp ce pune-te te voi asculta. Și în același timp eu o să citesc un imn al frumuseții, nici nu se poate altceva. Charles Baudelaire e specialistul în paradisuri artificiale. Vii din înalte ceruri sau ieși din adâncime, o frumusețe, reaua și buna ta privire împrăștie de avalma și fericiri și crime. De aceea tu cu vinul te potrivești din fire. În ochii tăi stau zorii cu serile împreună, sărutul tău e o vrajă și o amforă ții gura. Și când reverși miresme de amurguri cu furtună, se face laș eroul, vitează stârpitura. Răsar din hăul negru, cobor din lumi stelare, destinul ca un câine pe poala ta se ține. Și bucurii și chinuri tu samen la întâmplare, stăpână ești și nimeni nu e stăpân pe tine. Calci peste morți de care îți râzi cu mult dispreț, ai juvaieruri multe și groaza dintre toate nu-i cel mai slut, șomorul umbreloc de preț, pe pântecul tău mândru săltând cu voluptate. Orbitul flutur zboară către tine lumânare, slăvindu-te drept torță când a început să ardă, acel ce strânge lacul iubita în brațe par un muribund ce întaină mormântul și îl dezmiardă. Că vii din iad sau luneși din cer, ce-mi pasă mie, o frumusețe, monstru, naiv și fioros, când ochii tăi surâsul, piciorul tău mă-mbie spre un infinit de apururi, drag și misterios. Sirenă rea sau înger drăcească sau divină, ce-mi pasă când tu zână cu ochii de catifea, mireasmă, ritm, lucire, o singură-mi regină, faci lumea nu prea slută și clipa nu prea grea. Cu traducere de Alexandru Filipide, o minune de poezie numai potrivită cu restul minunilor care sunt puse aici în fața noastră. Și trebuie să spun, nu ar trebui băut vinul fără să recităm o poezie. Și mai ales mă gândesc că Baudelaire ar fi avut șansa să se bucure chiar de un Perrier Jouët. Sperăm asta magistral. Pentru el. Sante, drag prieten. Și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu o să evaluez ca de obicei un pic vinul. Avem culoarea aceasta de galben pai cu ușoare reflexe străvezii. Este un spumant, o șampanie care a fost ținută pe drojdii 3 ani. Ceea ce este interesant pentru că, conform legii șampaniei, pentru o șampanie care este non-vintage, da, nu avem un an declarat pe etichetă, standardul ar fi doar 15. Dar tocmai standardul de calitate al casei Perrier Jouët face ca fiecare sticlă, chiar din această colecție, să nu fie îmbuteliată mai devreme. Mai este interesant că avem 15% din ce avem în sticlă, în pahar, reprezintă vin rezervă. Este o chestie foarte interesantă legată de a replica gustul an de an. Deschamps, șeful de cavă de la Perrier Jouët, are o grea sarcină pe umeri de a replica în fiecare an. Gândește-te că în fiecare an condițiile sunt diferite, strugurii nu sunt la fel. Și atunci, folosindu-se vinurile liniștite, tip bază, învechite, păstrate 2, 3, 4 ani, acestea sunt folosite în diverse proporții, tocmai pentru a putea replica, aproape de perfecțiune, gustul de care noi să ne bucurăm an de an. Un gust standard, cu alte cuvinte, adică eu, consumatorul, mă aștept exact să găsesc acest gust în fiecare exact sticlă, indiferent de anul. Dacă ne place anul brandul ăsta, vreau să mă regăsesc în el și acum și când ne întâlnim peste 5 ani și peste 10 și tot așa mai departe. Mergând mai departe, hai să mirosim puțin paharul la nivel aromatic. E o sărbătoare aici. Flori, citrice, da? Portocală.
atât de fresh, o bucurie. Încerc să te urmăresc, să urmăresc portocala. Da, este nu acolo. Nu dau de ea, dar ceva drojdii însă se simt. Bravo, da, drojdiile sunt acolo. Avem perioada cât vinul a fermentat în sticlă. Drojdii, patiserie fină, brioși, vanilie, biscuite, pâine tostată, sunt aici. Sante și hai să gustăm. Eu am făcut asta deja. Trebuie să spun că e un sentiment de sărbătoare atunci când guști. E o plăcere, o șampanie. Da? Aciditate, prospețime, delicatețe, gustul floral, ușor citric, atât de plăcut, remanent aici, pe palat, iar after finish-ul prelung și invită la încă o gură de șampanie. Îmi vine să ciocnesc din nou. Și hai să încercăm. Uite, eu să încep, pentru că îmi place foarte mult somonul fume, o să încerc tartina cu somon fume, iar tu dacă vrei să mai mă delectezi cu poezie... Tu încearcă pentru că eu nu vreau să mă opresc. Vreau să citesc această poezie având șampania din plin ca gust. Boemă de Arthur Rimbaud, nici nu putea să fie altă poezie. Umblam cu pumnii în buzunările crăpate și chiar paltolul îmi părea că ideal. Mergeam sub cerul muză și ți-eram vasal. Ce de mai dragoste am visat frumoase toate. Nădragii mei aveau o gaură cam mare, dar înșiram la rime cufundat în vis. Găseam în ursa mare un han mereu deschis, iar stelele înfoșneau pe cer încântătoare. Le ascultam pe margine de drum șezând, în serile acelea de septembrie, când simțeam pe frunte roa vin amețitor. Și când, rimând prin întunericul fantastic, trăgeam ca de o liră de-al ghetelor elastic, proptindu-mi inima cu un picior. O poezie minunată, boemă, dar o boemă care nu mai seamănă cu boema zilelor noastre. E adevărat însă că Arthur Rimbaud rămâne copilul teribil etern al culturii și poeziei franceze. Eu mă întorc însă la această minunată șampanie Repejor. Rimbaud cu siguranță a desfăcut multe șampanii pe Rejuie. Mă uitam în timp ce recitai. Uite-te perlajul, deci de câte minute stă în pahar, perlajul fin. La asta trebuie să ne uităm, la un spumant de calitate, la o șampanie fină. Perlajul persistent, bulele fine, minute în șir. Ce se întâmplă dacă e un spumant economic sau de calitate medie? Va fi o explozie la început, prin nas, nu, chiar și în pahar, și apoi... la nivel vizual, dar după minute se va duce. Se stinge, da. Moare. Îl ajută și paharul, forma aceasta, ca să perleze insistent, dar e clar ce calitate. Iar când spui 3 ani pentru o șampanie non-vintage, clar, spui un focus clar pentru perfecțiune. Iar eu mă întreb cu ce vei veni ca ofertă următoare, care e următoarea șampanie pe care ne oferi, pentru că după șampania asta minunată ar trebui să vii cu ceva mult peste calitativ. Există așa ceva? Există, dar nu vorbim de mult peste calitativ în cazul ăsta, vorbim de altceva, vorbim de o șampanie roze și vorbim de un alt brand și o altă casă de șampanie din portofoliul celor de la Pernod Ricard. Vorbim de George Herman Mumm. O șampanie cu care bunicii noștri, din câte văd prin reviste vechi de pe la anticariat, era la ordinea zilei, anii 20, 30, 40, era un brand bine cunoscut consumatorilor din România. O șampanie cu tradiție, la fel 200 de ani, cu cei care au dat curs acestui proiect, origini germanice, fascinați de șampanie, au venit în Franța și au pus bazele acestei case. Nu întâmplător numele, nu? George Herman Mumm. Avem un rosé, mă raportez aici la altă locație, dacă în primul caz vorbeam de Pernet, aici vorbesc de Rem, vorbesc de un alt strugure vedetă, tot din triorul formidabil, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, dar aici starul este Pinot Noirul. 60% în acest cupaj, câte 20 le revine Chardonnay-ului și Pinot Meunier-ului. Aș vrea să spun în pahar și dacă păi, vrei să mă delectez cu o poezie, continuăm. Eu mai am o poezie pentru tine, pentru dumneavoastră, pentru toți, dar aștept să văd și ce propui tu, pentru că ai propus un fragment la un moment dat. Da, sunt curios. Aș vrea să fie pe final. Vis al lui Paul Verlaine. Las baltă toată poezia, că mâine o să fiu bogat, să vin alții la încercat. Zău, care-mi va fi sosia? E o treabă bună. Martor sunt hoinarele lunge scapade,
când măzgăleam și-o întâc balade prin nopți târzii, dus craina în vânt. Alunii limpe străluciri loveau un punț înșelătoare și undele scăldau ușoare Parisul vesel cimitir. Las baltă fericirea toată și tinerilor lira în dar, să moșteniți delirul har, eu voi doar punga ce desfată. Puțin cam pragmatic, dar frumos. Atât de simpatic. Poezie franceză atât de potrivită cu aceste produse ale spiritului franțuzesc. Așa este. Eu încă privesc cu admirație noua sticlă Cordon Rouge, că vorbim de această etichetă și acest label și acest brand celebru în lumea șampaniei. Vorbim de o sticlă care a căpătat această distincție, aș putea spune, pornind de la o medalie de război, efectiv o panglică, undeva în jurul anului 1876, o legiune de onoare. Ulterior, după 1881, s-a transformat într-o etichetă. Mai în zilele noastre, o sticlă pe care era aplicată emblema, efectiv, din fabrică, din fabricația natura sticlei. Iar acum mă fascinează sticla asta în care... E puțin deformată. Deformată, mă ajută la, inclusiv la puring. Și clar îi dă aceeași atractivitate așa pentru consumator, fie el profan sau profesionist. Am pus în paharele astea și sigur vrei să mă întreb de ce nu folosim niște flute sau... De ce nu sunt pahare clasice de șampanie sau de vin alb sau roze? Pentru că brandul ăsta celebrează prin excelență colocvialitatea și momentele speciale. George Herman Mumm a avut o deviză, un statement, only the best. Și atunci m-am gândit să ne bucurăm de șampania asta în stil mare. Să o bem în superbele și delicatele pahare Zalto, pe care le avem aici în locație, amplificând, de multe ori dau exemplul ăsta, ca un sistem Bose, amplificând, da, aromele. Mă bucur de culoare întâi, văd acest somon intens cu note chiar oranje, aș putea spune. Aproape da? Oranje, ai dreptate. Perlajul este insistent. Am 20 de luni de stat pe drojdii. Hai să vedem la nivel aromatic. O explozie, un mix acolo, fructe roșii, cireșe, grapefruit. O savoare. Și de ce? Anvelopez paharul și vreau să mă bucur de el. Iar când se amintea mai devreme de grătar, gândește că putem avea un piept de pui la grătar, curcan, o caracatiță, pește. La asta mă refer. Nu neapărat alte tipuri de preparate. Excludem micii cu muștar popular. Ok, bine. Lăsăm la latinea fiecăruia. Dar în zona asta mă duceam. Pentru că și la primul vin pe care l-am avut și acum merg foarte bine preparatele din pește, pui, curcan, salate, sushi, de ce nu? Da? Fructele de mare. Hai să ne bucurăm de el, să luăm o gură. Wow, dar... Sante. Avotră din nou, dar are fragi, recunosc fragi. Zic bine, te rog frumos. Mă zici foarte bine, Pinot Noir. Pinot Noir, cred că am avut și noi în emisiune, nu? În seria asta Pinot Noir și spuneam de foarte multe ori că e definit de nuanțele astea de fructe de pădure, ce cireșe, de vișine, da? E o superbitate. Crocant, gustul plăcut, prelung, amplu, delicatețe. Fructele roșii sunt acolo și un pic citrice. E nemaipomenit. Iar cu preparatul pe care îl avem în față, și anume niște paste la chitară cu homar, arată din devonian, sincer să fiu. Șeful Ovidiu pare să fi venit de undeva din călător al timpului și ne-a adus o farfurie străveche care arată delicios. Ai doma paharului care amplifică aromele, inclusiv preparatul pune în valoare și șampania, dar și invers, preparatul se va fi cel puțin la aceeași înălțime. Ce avem așadar aici în farfurie? Poți să ne pastea la chitară, da? Coada de... Pastea la chitară. E pasta de format tip spaghetă, dar nu, dacă te uita în secțiune, nu este un rotund, este oarecum un pătrat. Da, okay. Da? Ai doma corzilor de chitară. O pastă de calitate și cu acea coadă de comar care a fost extras, gătit, tăiat în bucăți, mixat cu întregul preparat. Și arată delicios. Un deliciu paradisiac pe care cred că doar la Toscana îl putem găsi. Tu gustă, dar eu te aștept să gusti și mă uit insistent la tine ca să nu spice bine, pentru că sunt curios ce fragment de carte ne-ai pregătit astăzi.
De fapt, nu mai este așa curios pentru că am văzut deja cartea pusă pe masă. E vorba despre Robin Sharma. Robin Sharma, o să spun eu până te descurci tu acolo, este un avocat canadian care pe la 25 de ani și-a dat seama că e cam burnout, că e cam stresat și a ieșit din zona de burnout, a scris o carte despre asta și a devenit un scriitor motivațional și inspirațional pentru foarte mulți tipi, mai ales ocupați. Cred că din categoria asta faci și tu parte și cred că de asta ai reușit să rezonezi cu el. Robin Sharma are probabil cea mai celebră carte a lui, este Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul. Așa este. Și e un titlu care desigur atrage, care te impresionează și e un autor cu o nișă din care se pare faci și tu parte. Îți mulțumesc pentru introducere, nici eu n-aș fi putut să o fac atât de bine ca tine. Mărturisesc că am în față o carte care de mai bine de 10 ani poate suna așa, aș face o paralelă cu Cioran care la un moment dat a spus că o țigare de multe ori este mai de ajutor decât Dumnezeu. Dar Ghidul împlinirii, cum a fost tradus în limba română, deși numele cărții în engleză cred că ar fi 101 lecții despre fericire, e o carte în care sunt mici lecții de viață. Robin Sharma este un guru al leadership-ului. Lângă acest șocant titlu pe care l-ai menționat și care a făcut vâlvă și a vândut milioane de exemplare, Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul, e cunoscut și pentru o altă carte foarte bună pentru profesioniști din orice domeniu, Lider fără funcție. Dar Ghidul împlinirii, de foarte multe ori, o deschid la întâmplare sau caut un anumit text care mă motivează în momente în care am nevoie de opinie, de un sfat sau pur și simplu să fiu in the mood, ca să zic așa. Și am să-ți citesc ultima lecție despre fericirea lui Robin Sharma din această carte, lecția 101, care se numește Aveți dreptul la împlinire. Să blamezi sau să vezi avantajele. Aceasta este alegerea pe care fiecare dintre noi trebuie să o facă zi de zi. Să dai vina pe ceea ce nu merge bine sau să vezi avantajele oricărei situații apare negative. Lumea are nevoie de mai mulți eroi, iar eroii își petrec zilele în căutarea binelui. Ei văd binele în situații dificile. Ei văd binele în ceilalți oameni. Caută să scoată la lumină binele din ei înșiși. Își cer dreptul la împlinire și astfel realizează cea mai bună viață posibilă. O viață extraordinară nu stă la îndemână doar la câțiva aleși, cei cu dantura perfectă și cu ascendență regală. Și tu, și eu, toți suntem făcuți ca să ajungem la împlinire. Toți suntem făcuți să avem vieți spectaculoase. Acest lucru este înscris în ADN-ul nostru. Dar trebuie să facem ceea ce depinde de noi, pentru ca acest lucru să se realizeze. Alegere cu alegere, pas cu pas. Micile progrese dau în final rezultate uriașe. Viața vrea cu adevărat ca noi să câștigăm. Nu trebuie decât să împlinim partea care ne revine. Așadar, cereți-vă dreptul la împlinire. Însemnați-vă locul sub soare. Încetați să mai fiți prizonieri ai trecutului pentru a deveni arhitecții viitorului. Și țineți minte, nu este niciodată prea târziu pentru a deveni persoana care ați visat întotdeauna să fiți. Dan, și ție și dragilor noștri telespectatori, cele bune, poftă bună mai departe și, desigur, ne revedem curând, așa că rămâneți aproape. Mulțumesc!